Bună ziua! Bună ziua tuturor invitaților prezenți în sală alături de noi la Banca Națională a Moldovei. Bună ziua și invitaților care ne urmăresc online. Astăzi am plăcerea de a prezenta primul raport asupra inflației din acest an. Este un raport care analizează evoluția inflației în trimestrul 4 cu precădere, dar și prognoze pentru 2024. Să ne uităm puțin la evoluția inflației. Pentru a patra lună consecutivă, inflația rămâne în intervalul de variație a țintei, respectiv în intervalul 3,5-6,5. Pentru luna decembrie, inflația s-a situat la 4,2%, iar în luna ianuarie, cifrele recente, foarte calde, arată o inflație de 4,6%. Cum spuneam, rămân aceste cifre în prognoza noastră și în intervalul de țintire. Dacă ne uităm la componentele inflației, avem un efect pozitiv care a ajutat la procesul dezinflaționist din partea prețurilor la combustibil și, în special, prețurile reglementate au avut o influență în reducerea ratei inflației. Prețurile la alimente, de asemenea, au contribuit ceva mai modest decât prețurile reglementate și cele la combustibili. Inflația de bază însă a rămas la cote relativ constante. Traiectoria descendentă a ratei anuale a inflației a fost susținută, după cum spuneam, de micșorarea contribuțiilor din partea prețurilor reglementate, a prețurilor la produsele alimentare și, în măsură mai mică, inflația de bază. Dacă ne uităm la alți factori care au contribuit, de asemenea, prețurile industriale au contribuit pe partea de costuri, astfel încât trendul descendent al prețurilor producției industriale a contribuit la scăderea presiunilor inflaționiste potențiale. În trimestrul al patrulea al anului 2023, rata medie a inflației a fost inferioară celei prognozate în runda precedentă de prognoză. Prognozele s-au dovedit a fi puțin mai pesimiste sau, în fine, cu cifre mai ridicate față de evoluția reală. Și avem, v-am pregătit și un tabel cu principalele componente, subcomponente ale inflației și unde am identificat abaterile principale. Deci, per total, inflație IPC, avem o abatere în minus față de prognoză de 0,7 puncte procentuale. Apoi avem pe structură, inflația de bază vine cu un plus, dar, cum vă spuneam, prețurile reglementate au contribuit cel mai mult la reducerea inflației. Avem o diferență între prognoză și cifrele efective de 4,2. La combustibil o diferență de 1,8 puncte procentuale, deci per total aș putea spune că am fost puțin mai prudenți pe partea de prognoză. Aș vrea totuși să remarc în graficul din stânga că cele două curbe, cea albastră și roșie, respectiv prognoza și evoluția reală, sunt aproape identice cu aceste mici modificări. Asta înseamnă că, totuși, prognoza Băncii Naționale este una care trebuie urmărită cu atenție, este una de calitate. Mulțumesc colegilor care se ocupă de prognoza asupra inflației. Bun, să discutăm puțin despre economie, despre evoluția activității economice și componentele care au dus la
creșterea produsului intern brut. Ne uităm la partea de cerere și la partea de ofertă. Avem pe partea de cerere, din păcate, contribuții negative de la investiții, această formare brută de capital fix, și consumul gospodăriilor rămâne în zona de contribuție negativă. Ne uităm la o redresare lentă a cererii. Desigur, partea de import este cea cu o contribuție mai mare. Pe zona de ofertă avem o structură cu agricultura în partea superioară și informații și comunicații, administrație publică, de asemenea zone cu contribuție pozitivă la formarea la PIB. Cererea internă în sensul consumului final al gospodăriilor populației, dacă ne uităm la consumul gospodăriilor populației, avem o creștere a cheltuielor pentru procurarea serviciilor în trimestrul 2 și 3 al anului trecut, dar pentru consumul final al gospodăriilor per total și consumul pentru procurarea bunurilor, în special acesta din urmă, vine cu o componentă negativă. Deci, per total, consumul rămâne pe o zonă negativă, dar într-o redresare spre sfârșitul anului 2023. Sursele de finanțare pentru acest consum final al gospodăriilor populației rămân cu o componentă negativă remiterile, și rămân pe partea de plus creșterea creditelor către persoane fizice. Ne uităm puțin și la structura acestor credite, deci avem în a doua parte a lui 2023 o redresare a activității de creditare. Ponderile subcomponentelor pe surse de finanțare a consumului, cum vă spuneam, avem remiterile într-o pondere ușor mai redusă. Această pondere scade de la un 26,4% la 18,8% din totalul surselor de consum trimestru 3-2022 față de trimestru 3-2023, deci trimestru la trimestru, 22 la 23. Și, cum vă spuneam, creditele noi sunt într-o creștere și dacă ne uităm de asemenea trimestrul al treilea 22, trimestrul al treilea 2023, avem o creștere de la 5% la 9,1%, aproape o dublare în ceea ce privește structura surselor de finanțare a consumului. În partea de remiteri, pe graficele din dreapta, remarcăm o evoluție negativă în termeni nominali și în termeni reali, o evoluție negativă semnificativă pentru cele trei trimestre din 2023 din zona remiterilor, cum spuneam, compensată de credite, dar și de fond de salarii, cel puțin în termeni reali, și de partea de asigurări sociale. Cererea internă în ceea ce privește cererea de investiții. Avem o evoluție negativă a investițiilor și vedem acest grafic cu formarea brută de capital fix care are o reducere de 4,3%. Dacă ne uităm pe structură în graficul din dreapta, remarcăm că rata anuală a investițiilor pe surse de finanțare rămâne pozitivă la nivelul bugetului de stat și UAT-urilor și se duce pe minus la nivelul mijloacelor proprii. Cererea externă netă, evoluția acesteia în perioada 2022-2023, al treilea trimestru respectiv. Avem exportul de mărfuri, care, deși are o redresare în trimestrul 2-3,
totuși nu reușește să ajungă la nivelul dinamicii importurilor, iar pe partea de importuri de mărfuri vedem o evoluție pe trimestru 3, un minus 14,5%. Premise pentru trimestrul al patrulea din 2023, unde, desigur, nu avem chiar date complete în toate domeniile. Cererea externă netă, exportul de produse agroalimentare, respectiv ne uităm la o pondere pe structură, în care pe zona pozitivă rămân anumite componente, grăsimi și uleiuri, fructe comestibile și nuci pe partea de export. Exportul după originea produselor, avem producția vegetală, desigur, în creștere, și producția globală agricolă cu o contribuție semnificativă. Cererea internă în partea de comerț intern și dinamica acestui comerț, semnalele pe care noi le putem trage cu privire la evoluția inflației din dinamica comerțului intern. Avem o moderare a dinamicii comerțului. Rămâne totuși comerțul cu amănunt în zona pozitivă, comerțul cu ridicata o ușoară intră în zona negativă, dar per total am putea estima că evoluția este, să zic așa, mai degrabă moderată. Tot din zona cererii interne, precondiții pentru dinamica consumului populației, ne uităm la o reducere, un impact negativ foarte mare din zona de cheltuieli din bugetul asigurărilor sociale, undeva în luna octombrie anului 2023, iar în partea aceasta de finanțarea consumului dinamică, precondiții pentru dinamica consumului, cum vă spuneam, este redresarea activității de creditare, începând cu, aș putea spune, chiar cu luna aprilie-mai anului 2023. Cererea internă, precondiții pentru dinamica consumului populației, deci ne uităm la ce ne așteptăm, la ce evoluție au fost efectiv în trimestrul al patrulea și pe care trebuie să le vedem în continuare în primul trimestru din 2024. Avem total economie, o creștere a ratei anuale a fondului de salarizare, cu o creștere mai degrabă pe sectorul real, o creștere mai modestă în sectorul bugetar, și această tendință tinde să continue. Haideți să ne uităm puțin la piața monetară, la indicatorii pieței monetare. Piața monetară rămâne excesiv de lichidă, cu o lichiditate foarte ridicată. Asta înseamnă că pentru Banca Națională reprezintă costuri, pe de-o parte, pe de altă parte, asta înseamnă și costuri de oportunitate pentru economie în general. Pentru că acești bani, în loc să ajungă în economia reală, ei rămân într-o lichiditate excesivă. După cum am mai spus în întâlnirile pe care le-am avut cu dumneavoastră, noi ne uităm la posibilitatea de a crește cererea de creditare pentru 2024-2025. Eu mi-aș dori ca peste un an, doi, acest raport asupra inflației să nu mai aibă acest grafic cu lichiditate excesivă de 10 miliarde de lei și să vedem acești bani că efectiv ajung o parte din ei măcar în economia reală. Deci, lichiditatea excesivă, deși, să zic, puțin redusă, rămâne la niveluri ridicate și costisitoare atât pentru Banca Națională, cât și pentru economia reală. Lichiditatea, o parte din
aceste resurse ajung în valori mobiliare de stat și remarcăm o cerere, un volum al cererii din partea băncilor comerciale superior volumului oferte. Asta înseamnă că pentru Ministerul Finanțelor finanțarea deficitului se face în condiții, să spun așa, relaxate. Ne-am uitat și la evoluția ratelor nominale medii ponderate ale dobânzilor la tranzacții noi. Aici remarcăm o reducere a ratelor dobânzilor atât la credite cât și la depozite. E adevărat, mult mai rapidă reducerea pe partea de depozite în lei moldovenești. În creditele și depozitele în valută, ritmul, sau mă rog, nivelul ratelor dobânzilor rămâne constant. Vedem o ușoară reducere la depozitele în valută, care în general reflectă și evoluțiile internaționale. Evoluția unor tipuri de credite noi acordate în leu moldovenesc, evoluție trimestrială. Cum remarcam, evoluția în a doua jumătate a anului, evoluție favorabilă pe creditare și avem, dacă ne uităm pe structura creditelor noi acordate, avem o pondere în continuare mare a consumului, imobiliare, persoane fizice, consum tot persoane fizice, comerț, agricultura își face loc în spre sfârșitul anului. Aș putea spune că această evoluție în care își face loc și agricultura și se temperează consumul populației este una favorabilă și arată și oarece tendință de încredere în economia națională. Ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele de consum pentru persoanele fizice în monedă națională. Aceste rate, rata nominală și rata efectivă, ajung la un nivel asemănător și foarte interesant este să vedem o scădere a comisioanelor, comisioanele medii în anul 2023. După cum știți, noi ne așteptăm la o scădere a comisioanelor și în ceea ce privește plățile. Odată ce vom lansa această nouă platformă de instant payment și într-un orizont de timp mediu, apartenența la sistemul de plăți în euro, unic la nivelul Uniunii Europene, SEPA. Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor acordate la noile credite în monedă națională către persoanele juridice, dacă ne uităm la sectoarele de activitate, remarcăm rate asemănătoare între 9,31 și 10%, cu un nivel mai scăzut la comerț, 9,31, și la agricultură, nivelul de 10%. În principiu, acesta este și riscul pe care respectivele sectoare de activitate îl are și ca atare banca estimează într-o diferențiere de preț produsele pentru respectivele domenii de activitate. Ratele medii ponderate ale creditelor noi și pe solduri, de asemenea, tendința se păstrează pentru creditele noi, iar pentru în valută, pentru cele în leu moldovenesc, reducerea este vizibilă și așteptată. Desigur, ne-am dorit să vedem o reducere mai rapidă a ratelor dobânzilor active. Ne-am uitat la dolarizare și aici veștile sunt de asemenea încurajatoare pentru că remarcăm o evoluție într-un trend descrescător a creditelor în valută și o
creștere a depozitelor în valută. Faptul că există cerere pentru redusă și în creștere pentru cele în valută și în creștere pentru creditele în valută națională arată, cum spuneam, și o încredere în economia națională. Reducerea ratelor inflației, reducerea ratelor dobânzilor, toate acestea conduc la inversarea acestui trend. Pentru noi, la Banca Națională, desigur ne dorim să avem o pondere a activității bancare în leu, pentru că este moneda de care noi avem grijă. Să ne uităm puțin la mediul extern. Mediul extern este interesant, ca să spun așa. Vedem o recuperare economică la nivel mondial lentă și fragmentată, cu evoluții destul de diverse între diferite state importante. În SUA, nivelul inflației, precum și în zona euro, deci inflația este în scădere, dar după cum am primit mesajele șefilor băncilor centrale din aceste două zone, nu vom vedea o reducere rapidă a ratelor dobânzilor de politică monetară. În regiune, nivelurile ritmurilor anuale ale inflației au ajuns la nivelurile țintite, iar ratele dobânzilor au fost deja micșorate. Federația Rusă, ritmul anual al inflației a crescut la 7,4% în decembrie, în principal din cauza devalorizării rublei rusești în a doua jumătate a anului trecut. Banca Rusiei a majorat treptat rata de politică monetară până la 16%. O evoluție interesantă remarcăm în Turcia, unde rata anuală a inflației revine pe creștere, ajunge la 64,8% în decembrie 2023. Ratele dobânzilor au crescut semnificativ, și ratele pe piața bancară și ratele de referință. Dacă ne uităm la materii prime și materiale, care ale căror prețuri contează foarte mult în estimarea inflației și în evoluția prețurilor în general, cotațiile la petrol au scăzut ușor din cauza preocupărilor privind cererea de consum atât din China cât și din Europa. Și avem tensiunile din Orientul Mijlociu, care aduc o stare de incertitudine și ca atare afectează cotațiile pentru principalele mărfuri. Cotațiile la materiile prime au continuat să se reducă pe fundalul cererii scăzute a unei oferte satisfăcătoare și ca rezultat al bazei înalte din anul precedent. Deci efectul de bază, prețurile mari din anul precedent ajută la această tendință mai moderată anul acesta. Riscurile pe termen mediu sunt asociate cu creșterea costurilor de logistică și transport, efectul El Niño asupra unor culturi agricole și perspectivele cererii mondiale. Prețurile interne la gaze naturale s-au stabilizat față de maximele din anul precedent și noi ne uităm la evoluția acestor contracte pe piața internațională și considerăm o situație, o evoluție relativ plată. În Europa, centrală și de est, nivelurile ritmurilor anuale ale inflației sunt în scădere, dar încă nu au ajuns în nivelurile de țintă, în intervalul de țintire a inflației. Vă spuneam la începutul prezentării și vreau să reiau că noi suntem în intervalul de țintire. Ținta este de 5% la o rată de 4,6% și un interval de plus minus 1,5 puncte procentuale. Ne situăm foarte confortabil în intervalul de țintire și am pregătit câteva grafice cu țări din regiune care nu sunt în intervalul de țintire, respectiv România, Polonia, Ungaria și Cehia. Ratele dobânzilor sunt menținute sau micșorate într-un ritm foarte prudent, tocmai de teama presiunilor inflaționiste care
în anumite contexte pot fi păstrate. Și trebuie să mai spunem că ciclurile monetare nu coincid în toate regiunile și chiar vedem că nici în toate țările. Fiecare țară are anumite specificități cu privire la evoluția cererii interne și evoluția prețurilor, mai ales atunci când ne uităm la prețurile mărfurilor internaționale. În regiune, nivelurile ritmurilor anuale ale inflației au ajuns la nivelurile țintite, iar ratele dobânzilor au fost micșorate treptat. Vedeți că profilul este destul de asemănător cu un vârf undeva în anul 2022 în toată regiunea. În Armenia și Georgia, de exemplu, ritmurile inflației anuale sunt sub țintă deja de mai bine de jumătate de an, însă ratele dobânzilor sunt menținute la niveluri înalte. Ne gândim că probabil au luat în calcul riscuri ce țin de contagiunea cu economiile Rusiei și Turciei, unde am remarcat un nivel foarte înalt de inflație, cel puțin în Turcia și în creștere în Rusia. În țările baltice remarcăm de asemenea un ritm anual al inflației care scade, deși în 2022 au ajuns la cele mai înalte ritmuri din zonă, respectiv la peste 24% în Estonia și peste 22% în Letonia, Lituania, tot cam pe la 24%. Observăm că după ce în noiembrie 2023 rata inflației armonizate în zona euro a scăzut la 2,4%, în decembrie 2023 aceasta revine la 2,9%, ceea ce creează incertitudini privind caracterul temporar sau pe termen lung al factorilor inflaționiști sau dezinflaționiști. Și am văzut mesajele în acest sens din partea BCE-ului, cum că perioada de reducere a ratelor dobânzilor s-ar putea să fie puțin mai îndepărtată. În Federația Rusă, ritmul anual de creștere al inflației a crescut la 7,4% pe fondul devalorizării monedei naționale a rublei rusești. Banca Rusiei, ca atare, a trecut la o majorare rapidă a ratei de politice monetare până la 16%. În Turcia, vă spuneam că rata inflației revine pe trendul ascendent până la un 64,8% în decembrie 2023. Totuși, vedem și o rată de politică monetară de 42%, cu toate acestea, cu tot ritmul de creștere rapid al ratei de bază, inflația are totuși ritmuri foarte înalte în Turcia. Se anticipează că în perioada viitoare Turcia va atinge o oarecare stabilitate care va permite creșterea ratingului investițional. Desigur, acesta este dezideratul oricărei economii. Cotațiile la materiile prime au continuat să se reducă din trei factori. 1. O cerere scăzută la nivel mondial, ofertă la un nivel relativ satisfăcător și, de asemenea, rezultat al bazei de calcul, baza înaltă din anul precedent, efectul de bază care, cum spuneam, ajută această evoluție statistică favorabilă. Riscurile pe termen mediu sunt asociate de asemenea cu trei factori de risc: creșterea costurilor de logistică și transport, cu cât toate aceste riscuri la transport sunt mai mari, cu atât am remarcat creșterea nu numai a transportului, dar și a tuturor cheltuielor aferente, în special asigurările de transport, au crescut semnificativ. Efectul El Nino asupra unor culturi agricole, trestie de zahărului, de palmier, cacao, cafea, citrice, dar și perspectivele cererii mondiale.
Prețurile interne la gazele naturale s-au stabilizat față de maximele din 2022, sunt superioare totuși cotațiilor europene. La nivel internațional, cotațiile la gazele naturale s-au stabilizat, iar riscurile sunt la un nivel minim, însă în octombrie și noiembrie anul trecut, remarcăm șocuri precum scurgere la un gazoduct din Marea Baltică și închiderea platformelor de extracție din Israel în contextul tensiunilor de acolo, care au determinat creșterea cotațiilor europene peste nivelul celor asiatice, ceea ce reflectă sensibilitatea semnificativă a acestor cotații la cele mai mici șocuri. Da. Această piață este una foarte sensibilă la tot ce înseamnă riscuri politice și de război. Ipotezele externe. Comparativ cu runda precedentă de prognoză, ce remarcăm sau ce merită să remarcăm este o creștere economică în zona euro mai redusă decât consideram noi și, în general, toți cei care fac prognoză anul trecut, însă inflația va ajunge mai repede la ținta BC, de altfel o relație firească între inflație și creștere economică. Creșterea economică și inflația în Federația Rusă se anticipează a fi mai mari. Pe cross-cursuri nu avem modificări semnificative, iar ratele dobânzilor în SUA și în zona euro vor scădea mai încet decât poate se considera sau se aștepta la jumătatea anului trecut. Cotațiile la resursele energetice sunt mai scăzute, iar prețurile la produsele alimentare vor scădea mai mult în 2024, dar probabil că vor crește ceva mai mult în 2025. În zona euro se anticipează o creștere economică sub potențial, inflație care se va apropia și se va menține în jur de 2% de ținta Băncii Centrale Europene. Ratele dobânzilor vor scădea, dar nu atât de rapid și chiar într-un ritm inferior celui anticipat pe rundele anterioare de prognoză. Paritatea euro-dolar american va crește în mare parte din cauza deprecierii dolarului SUA, pe fondul unor rate mai scăzute, pe discuțiile privind creșterea plafonului datoriei și scăderea atractivității ca atare a dolarului SUA pe dobânzile mai scăzute. Mai departe, pe mediul extern, ne uităm în Federația Rusă, unde se anticipează o creștere economică care se va tempera, dar probabil vom vedea și o creștere ulterioară, beneficiind de prețurile înalte la petrol, politicile monetare și fiscale adecvate și abilitatea de ocolire a sancțiunilor economice. Este totuși un semn de întrebare în ce măsură economia de război se poate plia la un regim non-război. Inflația va continua să crească încă două trimestre, după care va tinde spre ținta Băncii Rusiei, respectiv de 4%. Cel mai probabil, rata de politică monetară nu va fi majorată și începând cu aprilie, poate chiar această rată de politică monetară va fi ușor redusă. Rubla rusească va oscila în intervalul 90-100 de dolari americani per rublă, conform noilor realități valutare, dar și fiind nivelul prognozat de autoritățile ruse. Tot despre cotațiile internaționale, considerăm că acestea vor scădea ușor. Cotațiile petroliere se vor afla sub incidența scăderii cererii de consum atât din Europa cât și din China. Chiar dacă tensiunile din Orientul Mijlociu reprezintă un potențial risc de creștere și spuneam de costurile aferente transportului care sunt în creștere și asigurările respective. Cotațiile internaționale la gaze naturale vor fi stabile în condițiile în care oferta și stocurile sunt suficiente pentru acoperirea cererii curente. De asemenea, o altă ipoteză pentru mediul extern este aceea că
prețurile internaționale la produsele alimentare vor crește moderat comparativ cu maximele anilor precedenți. Câteva cuvinte despre ipotezele interne și prognoza pe termen mediu. Structura pe surse de finanțare a consumului, unde dinamica surselor de finanțare în termeni nominali, și apoi vă arăt și în termeni reali, este aceea de, pe partea de remite, știți că au fost cele mai multe semne de întrebare, am văzut reducere ale remiterilor în 2023. Spre sfârșitul anului vedem o recuperare a remiterilor și acestea ajung în zona pozitivă, în termen real să zic ușor sub zero. De asemenea, o componentă, creditele noi vin cu această componentă pozitivă în 2023 și pentru 2024, iar în termeni reali continuă ca sursă de finanțare cu componentă pozitivă. Dinamica anuală a consumului populației și contribuția surselor de finanțare a consumului la dinamica indicatorului total. Considerăm că pentru 2024 vom vedea o continuare a trendului, poate chiar aș putea spune mai degrabă o stabilizare. Dinamica PIB trimestrial pentru 2024, până la sfârșitul anului 2024. Vedem valori pozitive, poate trimestrul al patrulea din 2024 să vină cu o componentă ușor negativă. Din păcate, considerăm că o evoluție, o dinamică negativă o vor avea investițiile, formarea brută de capital. În scenariul de publicare, ca un sumar al celor prezentate până acum, vedem inflația de bază care rămâne undeva în intervalul 4-5%, dar în orice caz în intervalul de țintire a inflației, deci între 3,5 și 6,5 respectiv, rămâne mai aproape de ținta de mijloc de 5%. Prețurile produselor, componentele cele mai importante sunt prețurile reglementate, prețurile combustibililor și prețurile produselor alimentare. Desigur, în zona prețurilor reglementate sunt și riscuri semnificative. Rata anuală a inflației va avea o tendință relativ stabilă pentru întreaga perioadă de prognoză, deci până la sfârșitul anului 2024. Inflația va oscila în proximitatea țintei de 5%, 4-5%, poate peste 5% spre sfârșitul perioadei și se va menține intervalul de variație pe tot parcursul orizontului de prognoză. Ritmul pozitiv al ratei anuale a inflației se va datora impactului pozitiv din partea inflației de bază, prețurilor reglementate, prețurilor produselor alimentare și mai puțin din partea celor la combustibili, cu excepția probabil a trimestrelor 1, 2 și 3 din 2024, unde probabil prețurile la combustibili vor avea un ușor efect negativ. Pe scurt, rata anuală a inflației va avea o tendință relativ stabilă pentru întreaga perioadă de prognoză, va oscila ușor în proximitatea țintei de
5% și se va menține în intervalul de variație pe tot parcursul orizontului de prognoză. Ritmul pozitiv al ratei anuale a inflației se va datora impactului pozitiv din partea inflației de bază, a prețurilor reglementate, prețurilor produselor alimentare și mai puțin prețurile la combustibili. Cererea agregată va fi negativă pentru întreaga perioadă de prognoză, în special pe fondul deteriorării cererii externe, deci avem acest factor extern la care suntem desigur sensibili, și a finanțării modeste a consumului casnic. Recolta agricolă bogată din anul precedent și impulsul fiscal pozitiv, începând cu trimestrul 2 din 2025, pentru două trimestre consecutive, deci până spre sfârșitul anului, va atenua descreșterea cererii agregate. Prognoza actuală a inflației față de cea din raportul inflației anterior a fost revizuită nesemnificativ, în sens descendent în trimestrul 1-2024 și ascendent pentru restul perioadei comparabile. După cum spuneam și pe un grafic prezentat anterior, prognozele BNM au fost ușor mai prudente, dar foarte aproape de evoluția economiei și dați-mi voie să remarc încă o dată la sfârșitul acestei prezentări profesionalismul colegilor de la prognoză și inflație. Mai aveam câteva grafice care exact asta arată, cum noi ne-am situat foarte aproape de prognoză, dar vă puteți uita la aceste grafice. Deci ele au fost, într-adevăr, prognoza a fost în general mai prudentă pentru produse alimentare și pentru combustibili și mai puțin prudentă pentru inflația de bază și pentru prețurile reglementate. Prețurile reglementate totuși sunt mai puțin în curtea Băncii Naționale a Moldovei. Bun. Eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru atenția la o prezentare atât de lungă. Vă mulțumim. Dacă aveți întrebări, vă rugăm, vă prezentați. Câte o întrebare de la fiecare reprezentant mass media la subiectul raportului asupra inflației, vă rog. Victor Ursu, grupul de presă Realitatea. Doamna guvernator, dumneavoastră ați pomenit un exces de lichiditate de 10,8 miliarde de lei la sfârșitul anului 2023. În contextul ăsta, vreau să vă întreb, dumneavoastră încurajați creditarea și excesul ăsta de lichiditate s-a format inclusiv pe creditarea de către Guvernul Republicii Moldova de pe extern, urmarea dobânzilor mai mici și atractivității finanțărilor. Dumneavoastră încurajați creditarea de pe intern în condițiile în care autoritățile au declarat anterior că vor să reducă la minim creditarea de pe intern de la băncile locale și să ia bani mai ieftin de pe extern? Mulțumesc pentru o întrebare foarte complexă. Această lichiditate arată că e nevoie de mai multe mecanisme care să funcționeze. Adică faptul că statul are surse de finanțare externe nu este un lucru negativ și asta totuși trebuie să ne uităm și la faptul că sprijină politica valutară. Acum se pune problema cu lichiditatea internă și pentru mine întrebarea și pariul este cum reușim să creștem cererea internă de creditare. Cum reușim să avem companii mai bancabile, companii mai apropiate de sectorul bancar, astfel încât sectorul bancar în mod firesc să-și facă activitatea de intermediere financiară. Nu cred că soluția este diminuarea acestor împrumuturi din partea la nivel guvernamental. Cred că soluția este ca piața internă să fie mai funcțională. De asemenea, bursa ar putea fi o soluție de dinamizare a activității financiare la nivelul întregii țări. Deci, în acest moment, eu mi-aș dori să continui acest dialog pe de o parte cu sectorul bancar, cu băncile și cu companiile, astfel încât
partea de intermediere financiară să fie una mult mai dinamică, mult mai fluentă, mult mai, cum să spun, mai aproape de ce de piața financiară sau piața bancară dintr-o țară mai dinspre vestul Europei. Acum, să nu înțelegem că această lichiditate va scădea peste noapte. Dar trebuie să avem un plan bine pus la punct, cât să ne ducem în acea direcție. Avem creditul neguvernamental, deci creditul privat, ca raport din produsul intern brut, undeva la 20,19% din PIB. Ori acest lucru, media Uniunii Europeană este undeva pe la 90% din PIB mediu european. Înseamnă că miliarde bune nu se regăsesc în economia, în sectorul real. Și de asta spun că acest exces de lichiditate arată, de fapt, o pierdere pentru toată lumea. Soluția nu este, întrebarea dumneavoastră concretă, nu este asta soluția, ci soluția este să putem să punem acești bani la muncă. Vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, vreau. Eduard Măceac, politic media. Doamna guvernator, vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, factorii care au dus la diminuarea inflației sunt factori monetari sau non-monetari? Este o combinație de factori monetari și nemonetari. Dacă ne uităm la măsurile luate de Banca Națională în a doua parte a lui 2022, în 2023, a condus la reducerea inflației, dar de asemenea sunt și măsuri importante în zona de energie. Pe de o parte, pe zona de prețuri reglementate, apoi reducerea dependenței de gazul rusesc, măsurile guvernamentale de sprijin și reducerea facturilor, dar și creșterea producției agricole, care reprezintă o reducere a presiunii pe prețurile produselor alimentare. Deci este o combinație acestor factori și așa este normal să fie, pentru că în momentul în care o bancă centrală acționează sau o economie, banca centrală nu are cum să acționeze pe zone din afara domeniului de activitate, obiectului. Dar în momentul în care o economie se bazează numai pe o serie de factori, atunci cred că se dezechilibrează un pic regulile jocului. Da, ce se va întâmpla cu prețurile? Aveți o prognoză? Avem o diminuare a inflației? Ați spus că BNM țintește între 4-5%. Cu prețurile, ce se va întâmpla în anul acesta? Vor scădea și ele sau la ce trend vor rămâne? Rata inflației este în acest moment, sau mai bine zis în ianuarie 2024, la 4,6%. Da? Vedem că inflația pentru tot anul 2024 va fi undeva în jur de 5%, unde este și ținta noastră a BNM. Asta înseamnă că prețurile vor continua să crească, dar cu numai 4-5%. Dacă atunci când inflația era de 34%, asta ce înseamnă? Că prețurile au crescut cu 34%. Deci ne aflăm într-un proces dezinflaționist în care, da, este un fenomen normal de creșterea prețurilor, dar ritmul de creștere este unul mai scăzut. Deci aici trebuie să facem diferența între deflație și dezinflație, adică prețurile nu vor scădea. Scade ritmul de creștere a prețurilor. Într-o deflație, te uiți efectiv la scăderea nominală a prețurilor. Dacă... Vă mulțumim. Doamna guvernator, colega a zis că eu pot să dau o întrebare. Ținând cont de faptul că comerțul Republicii Moldova e direcționat spre vest, ia în considerare Banca Națională schimbarea monedei de referință euro, în condițiile în care anterior, practic, tot comerțul Republicii Moldova era direcționat spre est.
Dacă da, când și cum s-a întâmplat acest lucru? Da, mulțumesc, v-ați pregătit foarte bine pentru această conferință. Într-adevăr, sunt deja analize și e corect. Trebuie ca moneda de rezervă să reflecte relația comercială pe care țara o are. Și atunci, în condițiile în care în ultimii 15 ani crește ponderea comerțului cu Uniunea Europeană de la undeva în jur de 30% la 64%, este normal ca și ponderea rezervelor valutare în moneda euro să reflecte această dinamică comercială. Trebuie să avem o analiză cum se poate face această schimbare. De asemenea, vorbim și de intervențiile în piața valutară care să se mute mai mult către euro, ceea ce ar putea duce la o îmbunătățire a pieței valutare, dar acest lucru în acest moment este subiectul unei analize. Da, ați vorbit despre faptul că există lichidități în 2023, dacă nu greșesc, în băncile din Republica Moldova există un exces de lichidități foarte mari, se vorbea în jur de 40 de miliarde de lei. Vă întreb în calitate de guvernator, cum vedeți, cum ar putea fi valorificați acești bani pentru ca băncile să crediteze sectorul real, ei să fie injectați corect și să nu câștige băncile doar pe hârtii de valoare? Da, asta ar fi întrebarea. Da. Obiectivul băncii centrale este stabilitatea prețurilor. Stabilitatea prețurilor duce la creșterea apetitului investițional, la încrederea în economie. În momentul în care inflația este de 4-5%, atunci și dobânzile sunt la un nivel corespunzător. Sunt dobânzi pe care un business și le poate permite a le plăti. Deci dacă Banca Națională dacă inflația ajunge la niveluri de 30-40%, v-am dat exemple de aproape 70%, atunci această rată a inflației și dobânzile subsecvente fac ca activitatea economică să fie sugrumată. Deci, eu vreau să insist asupra obiectivului principal al băncii centrale, acela de stabilitatea prețurilor, iar în ceea ce privește dinamizarea activității de creditare, vă spuneam că acest creditul neguvernamental raportat la produsul intern brut este de mai mult de 4 ori mai mic decât media europeană. Asta nu se poate întâmpla peste noapte, dar trebuie găsite aceste soluții în care băncile să devină bancabile și business-urile pe care le propun aceste companiile să devină bancabile, iar afacerile pe care le propun băncilor să fie mai atractive prin forma de prezentare, prin idei și forma pe care o cer la finanțare. Deci Banca Națională în acest sens se vede mai degrabă un mediator între cele două părți, între cererea și oferta de credit, în ce măsură îi aducem la masă pe cei care formează cererea de credit, respectiv pe companii și pe bănci, pentru a se asigura că activitatea de creditare este una tentantă. Noi ce mai vedem este că nu avem o curbă a randamentelor, există prețul pentru instrumente financiare pe termen mai lung nu prea există în piață. Deci sunt multe componente care trebuie construite în piața financiară în general. În acest moment e greu pentru o companie, pentru o bancă, să facă estimarea prețului pentru un credit la 10 ani, pentru că nu există prea multe tranzacții la această perioadă. Deci de asta spun că noi aici la Banca Națională, noi ne vedem mai mult în poziția de mediator și a da idei celor două părți în care să vină la aceeași masă și să reia activitatea de creditare. Noi vă mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim pentru că ați participat la prezentarea primului raport asupra inflației din acest an.
Mulțumesc!